Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim. Astăzi vom vorbi despre proiecții ortogonale pe o dreaptă. Fiind dată o dreaptă D și un punct O, avem următoarele situații. O aparține lui D. Trasăm perpendiculara OR pe dreapta D. Spunem că am coborât o perpendiculară din O pe dreapta D. R este piciorul perpendiculare din O pe D. În al doilea caz, O nu aparține lui D. Trasând perpendiculara OX pe dreapta D, spunem că am ridicat o perpendiculară în O pe dreapta D. O coincide cu piciorul perpendiculare în O pe D. Se numește proiecție ortogonală a unui punct pe o dreaptă, piciorul perpendicular duse din acel punct pe dreaptă. A, A1 este perpendicular pe D, proiecția punctului A pe dreapta D este A1. În cazul în care punctul aparține dreptei D, proiecția punctului B este tot punctul B. Proiecția ortogonală a unui segment pe o dreaptă este un segment sau un punct. Segmentul CD trebuie proiectat pe dreapta D. Pentru aceasta proiectăm capetele. Punctul C se proiectează în punctul E. Proiecția punctului C pe dreapta D este punctul E. Punctul D se proiectează în punctul F. Proiecția punctului D pe dreapta D mic este F. Proiecția segmentului CD pe dreapta D este EF. Se observă că CD este mai mare decât EF. Figura EFDC este trapez. KL este paralel cu dreapta D. Proiectăm capetele. Punctul K se proiectează în punctul M. Proiecția punctului K pe dreapta D este M mare. Punctul L se proiectează în punctul N. Proiecția punctului L pe dreapta D este egal cu punctul N. Proiecția KL pe dreapta D este MN. Figura KMNL este dreptunghi. KL este egal cu MN. Proiecția segmentului GH. G se găsește pe dreapta D. Proiecția punctului G pe dreapta D este G. Punctul H se proiectează în punctul I. Proiecția punctului H pe D este I. Asta înseamnă că proiecția lui GH pe dreapta D este egal cu GI. Figura GIH este triunghi dreptunghic. Și am obținut că GH este mai mare decât GI. PR este perpendicular pe D. Proiectăm capetele segmentului PR. Proiecția punctului P pe dreapta D este punctul S. Proiecția punctului R pe dreapta D este punctul S. Proiecția segmentului PR pe dreapta D este S. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!